Mai întâi să spui cum te cheamă. Dragoș. Mai cum? Rodan. Așa, de unde ești? Din Cluj. Cluj? Da. Și de unde vii acum? De la Costinești. Costinești? Da. Acolo fost? Acolo fost, da. Nu? Acolo se făcea mai de mult, am înțeles că era mai anii 90, acolo se făceau petrecerile astea. Da, da. Păi aia e stațiunea Tineretului, așa îi zici. Da. Și cum se cheamă ăsta care a fost nou? Beach. Beach, please. Ce înseamnă? Plajă, te rog. Așa înseamnă? Da. Plajă, te rog. Sună. Bine, era ținut. În română nu prea, nu prea sună așa, da. Mai nașpa. E bine, e bine din engleză. Da. Și cine a fost acolo pe acolo? Cine s-a prezentat? Mulți, foarte mulți internaționali au fost. A fost Wiz Khalifa, a fost Rick Ross, a fost Travis Scott, care nu a fost cel mai mare de acolo. O plătișă lui 2 milioane jumate pe el. Da? De euro, da. L-a cumpărat. Asta ce, e american? Da, e american. Da? Ce, e rapper sau ce? E rapper, da. Da? Știam. Adică am auzit de el, nu știu dacă e... Rap, e da? Între cei mai mari acum. Dar nu e mai tare ca Eminem. Sau l-ai văzut pe la actualul ăla mai nou, NF? Da, da. Ai văzut? Da. Are turneaua muscă internațională, mă, pe ăla îmi place, frate. Da, are piesă faină. Ăla vine, bine din urmă. Da. Mamă, dar ce mere la gura, frate, cred că mănâncă ardei iuț. Hai de viața mea, de... Așa? Și? Ce mai gândeam? Păi, a fost It, care e pe jumate român. Așa. Și foarte cunoscut. Asta ce cântă? Are așa, nu pot să zic chiar rap, e o muzică așa... Ciudată. Da, e chiar ciudată. Adică un amestec, muzică. Da. Că cântă așa, nu prea înțelegi ce vorbește, știi? Serio? Da. Așa mai... Asta e muzică. Cam așa. Cât te zici dimineața? Vii mă să... Exact. Așa? După aia? Da. Anita, care-i... Din Brazilia, o cântăreață din Brazilia. Aha. Mamă, ăștia au chemat din toate țările. Da. Dar din Ungăre, nu au chemat pe... Ciobi. Nu au chemat. Așa? Din România au fost? Da, au fost, păi... Cine? Eu ținut. A fost Five Gang. A fost și Five Gang, da. A fost Puia. Puia? Mhm. Fain. A fost Smiley, Paraziții. Paraziții nu prea îmi place că smus Paraziții, dar în fine. Blue Jay Mafia n-a fost? Nu cred, dar nu ăsta. 300 de Nu? Dar au fost la edițiile trecute. Andra n-a fost? Nu. Păi dacă n-a fost Andra, ce să... Pe măruță să-l văd. Așa? Și altcineva? Deliric a fost. Doc. Connector iar o fost. Connector. Da, păi, da, neam un țigan, nu trebuie să fie și așa. Astea, nu știu. Ăla Steven Aoki, nu? Nu, ăla nu a fost, nu. No. Că ăla e mai mult pe partea asta de DJ de asta. Și nu prea a fost DJ. Și nu a fost DJ? Nu. A fost... Trebuie să fie, mă, acum, la un concert așa mare. A fost pe anumite scene de astea mai micuțe. Electric Castle, nu? Parcă vin DJ, nu? Da. Când o să fie Electric Castle? Cred că înainte de Untold, cu o săptămână. Parcă la Electric Castle m-aș băga și eu. Calculez, cred că poți să mai stai pe căpiță de fân pe acolo. Dar mă că sunt foarte mulți droghi, știi? Ce? Drogați? Serios? Ai fost anul trecut? Nu, dar de la știri în fiecare an că prinde cu... Asta al câtelea concert de pe lătrie? E primul. Primul concert? Da. La Untold n-ai fost anul trecut? Da. N-am fost niciodată. Nenumitul. Așa înseamnă, știi? Nenumitul. Da. Și ți-a plăcut ceva? Da, pe mi-a plăcut. Mi-a plăcut la Wiz Khalifa, la Travis Scott a fost cel mai fain. Deci cum era programul? Ai zis că de la două ziua? A fost... 4 zile? Da, a început de miercuri până duminică și a fost miercuri de la 2 până la 3 parcă, la da, fel și joi și după... Da, să te dea ceva de mâncat gratis, nu știu. Tu plăteai? Nu, dar n-am plătit nimic, mâncam înainte ceva să mănânc și eu mai ieftin și după mă duceam acolo. Dar de partea ăștia, de la concert, ceva, nu știu, măcar o bere, ceva, nu știu. Sau un mic ceva, un mic. Era 40 de lei mic. Serios? Îți dădea o pâine, așa,
cu un mic aici mare pe ea. Cât un cremvuș? Exact, și cu un muștar și 40 de lei. Hai de viața. Nu dai seama că n-am luat. De unde era de berea sau nu știu ce, cocktail. Ce ai băut? Păi apa am băut, că era mai... No. Din mare. Exact. S-ai luat un de la care transformă apa. Da. Sărat în dulce. Nu? Era mai ieftin. Da, era 15 lei apa. Sucul? Cât era un suc? Vreo 15 lei. 15 lei? Păi zici că luai din gara de, de nord. Bă, nu, aici era 8 lei în Craiova. 8 lei. Da. Că și se spune în Jelic că 8 lei în Craiova. Exact, exact. O dubla preț. În fine. Așa? Și unde ați dormit? În Eforie. Cât a fost la cazare? Sau cum ați luat? Pe internet? Da, pe internet am căutat să fie cea mai ieftină. Am prins... Înainte cu o lună? Nu, 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 că am luat prin aprilie parte sau ce. Serios? Da. În aprilie? Când era zăpadă? Ai, da, e fain. Și cât ați dat pe 40? Sau 3 nopți, nu? Nu. Sau... Jumate din nopți. 4 nopți, 4 nopți. Jumate din nopți, că voi erați mai mult la concert decât... Cam așa, da. Sau dormeați pe la concert și... Nu, nu, nu. Băi, gata, concertul trezește, mă, că e gata, mai, îți plecăm. Ne închineam acolo, ne băteam pe locurile în tren, ce era... Cam cât, câtă lume a fost așa? Păi, în ultima zi, când a venit Travis Scott, a fost peste 100 de mii. 100 de mii? Ai, e viața. Și că juca România cu Ungaria. Ok, așa. Deci cât a fost? 4-8? 800 de lei. Am pe doi? Două persoane, da. 800 de lei? Da, deci practic 400 de persoane. 400 de lei. Aia e doar dormit. Mâncarea... Cine vrei tu? Ok. Am... Mergeam la de-alea... De autoserviciu, știi? Ah, cât mai ești. Exact. Bravo, mă, ești deștept, mă, Ardelian. Bate 5, bravo. Nu, no, bine, mă, ce se zic, ce e aici, ce urmă? Am mai putroșani aici. Putroșani? Da. O, oh, semn ardeal. Slavă Dumnezeu. Nu ți-am fain, boss, ești tare. Și tu ai fost la anul ăsta, la Antol de la plajă. Split, da. A fost fain, nu? Mai bine, tu la viitoare, nu mai te mai duci. Chiar te duci la munte. Da. Vin Atos, boss, te aștept. Chiar nu, nu se merită. Te aștept la Atos. Să știi că chiar nu se merită. Nu? Nu, că infrastructura de la noi a fost varză, da? Deci stăteai acolo, te sufocai în tren, efectiv, la câte lume era. Da? Adică nu băga la multe vagoane, nu... Nu, și a avut deci, autocare. Unde stăteai tu de la Eforie sau unde, nu? Da, la Eforie, nu. Cu ce mergeai? Cu trenul. Trenul? De la care caz din el. Că am fost odată... Și îți vine aer condiționat de afară, exact, cu două exact. Muște putea să intre. Exact, exact. Da. N-o băga din? Uite, exemplu, la Electric Castle și câte știu, parc... Da, pe o băga niște autocare, dar erau full, deci full, full. Că îți dai seama, porneau din Constanța. Și până ajungeau în Eforie Nord, să umbleau. Mereați cu trenul? Da, meream cu trenul. Eram pe mai ieftin. Cât mergea asta? 10 km cât e? Până... 12 parcul ăsta. No. Am fost și odată până în zona aia, o sănătă am fost. Dar a fost iarna. M-a dus să văd mare, am 15 ani. Da. Deci tu la viitoare nu mai merge, nu? Nu, nu. O să fie minus 1. Asta e. Shelly, îți transmitem că tu la viitoare să vii în Atos să faci și beach please mai scumpe. Cu călugării. Da. Părerea mea că tu la viitoare să le inviți pe mine, că vin și eu. Eu ocupă... Tot bugetul e mine. Pe NF să le invite. Să le invite. Ăla și l-ar mai permite. Ce îți place? Ce când trebuie să-ți place așa din lumea muzicii? Kanye îmi place. Kanye? Asta ce e? E rapper. Rapper? Da. De unde e? Din America. America? Mhm. Așa? Din România? Din România? Din Ungaria nu. Nu, 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 normal. Nu. Name to do? Așa? Smile îmi place. Îmi place și Full Charm ăla, știi pe? Full Charm. Nu. Păi e rapper bun, nu? Da? Da. Full Charm. Și ăla... Nu Tupac, mă, că ăla e de la americani. Ăla... Nostru. Nu 50 Cent, mă, nu ăla, mă. Pui, ăla. A cine? Nu mă pui, mă, că pui... Ăsta merge cu Shelly, mă. Ăla, mă, cum îl cheamă?
care are piesa aia, Apocalipsa. Zi. 2, cu 2 ceva, cu 2. Care cântă ceva cu Apocalipsa. E cel mai bun rapper de la noi. Da, îmi scap acum, am un lapsus. Nu, cu C zicea, cu C. Chelu? Da. E semi-parazit de la ei. Da. Andrei, zi un rapper de la noi, mare, din țară. Din țară? La noi, din țară, da. Ai blocat trenul, copile, ce ai făcut? Te-ai speriat? Hai zic că... Nu, că e trupul. E unul care cântă ceva cu Apocalipsa, nu mai vine mie. Ăla e cel mai tare rapper de la noi. Din țara. Pe lângă ăsta, Doc cu ăsta. Mai ieșe la... Mișu, Miță. Mai cântă ceva. Guess who? Da. A fost, da? Cred că a fost. Bine, putea să-l cheamă și pe Florin Cercel. Da, dum la da, nu? Dacă dum la da, asta e țiganii. This is Romania. Dacă și ăsta au cântat-o și ăia de la Inter Milano. Toată lumea a cântat-o. Deci acum dacă te duci în Congo, cred că o să auzi cu sticriu în spate, da, jucând. Da, dum la da. Te bag în... Te duc în Panama. Da, mă, cum îl cheamă pe ăla, mă? Un Tupac, mă. Da, Tupac îmi vine să-i zic. El s-a întors cumva la, așa, la biserică. Mai e la Dragonul, nu mai știu, AK-47. Da. După aia sunt ăștia rapperi ăștia noi care cântă la Sebi, cu neamul lui, cine mai ăștia, zi, că tu îi știi pe ăștia. Nu ascult, dar nu știu că mai este Petre ăla Ștefan. Cu, așa? Ăla cu masca pe ochi, cum îl cheamă? Marco Andrei. Glas. Așa? Cu glasul lui? Cine era? Ăla așteptau zi, la Andrei. Foarte la baie. Cine a fost la concert acum? Nu, rapper român. Ah, ia să vedem. Dacă îl găsești pe ăsta. Cabron. Cabron, nu. Cadi. Așa, Nova. Nu? Cedric. Cedric, mă, ăla, mă. Cedric. Ai ascultat vreodată? Ascultă Apocalipsa, să vezi ce tare. E cea mai tare muzică din noi. Deci, ăla Apocalipsa e... Mamă, deci zici că e un fel de mine, frate. Serios. Ce asta dacă... Nu, să te zic mai la bătrânețe. Dacă face treaba asta de mic... Mamă, deci... Mă, că am îmbătrânit. Aia e cea mai reușită a lui. Apocalipsa... Și mai are câteva. Mai e și una cu Dragonul, nu știu cum. Flor de Mucegai este unul, nu știu cum o cheamă pe ăla. Deci nu a fost, ăsta nu a fost, Cedric. Nu. Mă, păi dacă nu a venit ăsta Travis Scott, hai să mă întreba. Asta vine cu formația lui din Aladdin. Da, bine. Ți-a plăcut la concert? Zi aici. Da. Mai te duci sau m-am vis? Vis. Să-ți dea niște popcorn gratis măcar. Deci domnul Shelly, vă transmite către viitoare să dai o masă măcar 4 zile. Dacă nicio masă nu dai, nu mai vine nici Eminem la concert. Exact. Deci n-are rost. Pute Natos să dă masa gratis, frate. Măcar o masă pe zi, știi? Măcar de una te-ai scos. A doua mai găsești. Și acolo gândesc ăștia. Deci domnul Andrei Șelară de la Craiova, din țara Olteniei, tura viitoare când îl chem pe Travis Scott și pe alții din gașca lui, o masă. O și la promenadă oriunde. Da, și măcar un de la, mă, cum se cheamă? Un mic. Un măcar. Gyros de la zâi. E, un gyros. Un șaurmă cu de toate măcar. Măcar știi că în meniul zilei astăzi am o șaurmă. Exact. Și am un cucuruz, mă, un cucuruz de la Pregătiți de biletele. Constanța, mă, bine, doamna? Bună, bună, acum ascultă biletele. Cum te cheamă prima dată?
Edward Stanciu mă numesc. Ce ai fost la Never City prima dată? Ai fost barman? Da, la Never City am fost barman. Și la Beach Breeze? Și la Beach Breeze invitat. Ah, în backstage? Nu, din păcate nu în backstage, dar poate la anul. La anul. Cine știe. La câte ani ai? Ieri am făcut 18 ani, data e 15. Nu are ca tine o lună. Ce face acum imediat? La mulți ani. Mulțumesc frumos. La mulți ani. Așa, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult experiența. Afară de bătaie. Da, în afară de bătăi și... Deci de la ce a început? Păi din cauza că noi ca nații de români nu știm să facem treburile cum să fac. Adică noi la moșpituri, în loc să dăm vibe toată lumea, noi ne împingeam ca și cum am avea ură unii pe alții. Dar ce e ăla? Că nu înțeleg ce e ăla, moșpituri. Păi moșpituri când... Da, se deschide un cerc, gen... Și când intră beat-ul de pe piese din asta mai... care sună mai satanist așa. Corect. Toată lumea ar trebui gen, să strângă așa în grup, să sară în sus și să dai vibe, gen, să dea toată lumea vibe, să se simte bine. România, e? Nu? Ceva de genul? Da, și... O horă așa? Nu chiar o horă, dar pot să-ți arăt videoclipuri de pe TikTok. Și... Noi nu știm să facem asta, noi ne împingeam care și niște berbeci, ne dădeam coate în cap, în burtă. Wow. Un băiat chiar a căzut și și-a rupt rotula. Gen, a căzut, da, și l-a călcat, i-a rupt rotula. Băi, nu era să-l chiar rupt ăsta. Dacă la cât eu fost, mai știu eu pușcarea. Fost multă lume, au fost. Da, au fost. Au fost, peste, cred că peste 150 de mii de persoane. Aha. Era full, full. Și voi erați mai în mijloc? Unde erați? Eu eram fix în fața scenei. Fix la dreapta sau a fost stânga? Cum te uiți la scenă, pe stânga. A, pe dreapta. Acolo a fost bătaia în zona lui? Au fost mai mulți, de chiar foarte mulți. Și tu ai scăpat, bă, că nu ești. Nu, n-am nimic. Nu am absolut nimic. Păi am dat și m-am luat pe sus băieții. Da, m-am luat așa... Deci înainte să cânte Travis Scott, nu? Nu, după ce-o cântat, înainte să-și cânte ultima piesă, înainte să-și facă outro. Trei piese? Nu, o cântat destul de mult, o cântat mai mult de 40 de minute. Serios? Da, și la Rolling Loud să știi că o cântat decât 25 de minute. Că ziceau, erau niște băieți care au fost la Rolling Loud și au zis treaba asta. Da? Da. Deci eu înainte să termin ultima piesă, tu da. Ai dat la cotul din greșeală? Păi i-am dat la unul vreo 2 sau 3 pumni și la unul am dat un pumn și după am simțit așa că mă ridică cineva ca și un înger și mă duc eu și mă duc pe sus. Păi dar am simțit așa o vădire că mă iau și scot de acolo. De că aveau 3 metri aia. Da, dar măcar am mai și mai repede din mulțime, n-am stat la nicio coadă. Te călcau ăștia pe picioare. Nu mă călcau, că nu era foarte mult. Era pe finalul concertului ăsta. Trevis? Sau mai era? Nu, era fix pe final. Deci... Spre dimineață, la ce oră? Era la... Nu, era în jur de 4 când s-a terminat concertul. Ziua sau noaptea? Da, da, dimineața. Dimineața? Da, da, da. Când răsărea soarele? Da, da, da. Când răsărea soarele? Mă, tu la tine o să mai repite cât te-ai dus? Păi nu, că tot am rămas acolo, am rămas în festival, doar că am ieșit și am mers unde nu era așa multă lume. Aha. Dar... Deci era o scenă principală, mai erau și alte scene sau numai una? Da, era mai multe scene, era și se main stage-ul, același... da, se gândea același timp, pentru că erau artiști diferiți, sau pe main stage cântau artiștii mari și pe scenele mai mici cântau artiștii care nu sunt așa de cunoscut, dar care totuși s-a ascultat și au fost invitați la... Ție, ce ți-a plăcut de ea? Din asta? O cântat? Ce au cântat? Sau ce artist ai preferat, nu știu? Păi, în ordine ar fi Travis, 6ix9ine, ăla, Khalifa ăla, ți-a plăcut? Hit, după Wiz Khalifa, Fresh Montana, Saul Lee, Rick Ross, Flip Red. Multă, bă! Dar au fost foarte mulți astea și în ziua. A, 4 zile? 4 nopți? 5 zile, pentru că este, era și ziua 0. La Neversea cât ai prins? 4. La Neversea 4, la Beach Business 5, din cauza că o adăugat și ziua 0, adică în care nu merge muzica, dar nu cânt artiști, doar... A, doar la surround. Da, e doar așa ca să cunoști festivalul, da. Și tu nu ai dormit? Eu am o încălzare în Costinești. Cât ai dat? 115 pe noapte. Am dormit la un hostel. Asta la voi. Am dormit la un hostel, am prins primele două nopți cu doi băieți, după n-am mai stat singur în cameră, gen, aveam 4-4. Dar tu ca și barman ai fost plătit? Da. Cât o dat? 400 pe noapte, cazare, mâncare și transport. Da? Da. Plus ce? Ai prins 4 nopți sau 5?
4 nopți. La barman. Da? Da, la universitate. Nu s-a putut nimeni acolo? Ba da. Cât ai fost în barman? Ba da, să știi că chiar sunt juliet. Wow. În zona abdominale. Români sau? Români, români. Străini? Băieți, eram copii, gen. Copii? Da, adică n-aveam mai mult de 18-19 ani. Și wow. Eu și acum am 18 ani, tot copii în cursii, deci și la 20 și... Și ce liceu faci, Edi? În zalul ăla liceu, dar la profilul Mate Info intensiv. Mate Info? Da. Vrei să mergi pe... Nu, vreau să mă duc pe ingineria aerospațială și aviație. Auzi, mă, tu pe IT, asta pe inginer? Acum am. Tare. Nu-mi place informatica, dar matematica, să fizica... Mergi, să faci ceea ce-ți place, asta e important. Mm-hmm. Mie mi-a plăcut muzica, m-am dus pe muzică. Asta e ce mai fain în viață, să faci ceea ce-ți place. Dacă pentru că dacă îți sună cineva la ora 4 dimineața, vii la lucru, vii și la 3. Dar dacă iară să mă să spăl pe jos, nu mă duc. Știi, dar dacă îți place, la orice oră te duci, știi? De exemplu, eu mă chema să cânt în Paris, mă duc, a plecat. Am lăsat tot, a plecat. Pentru că îmi place muzica, dacă nu-ți place, dacă faci ce îți place, și bani, fără rău. Deci acum ești pe a 12-a? Da, acum te gândi în 12. În Zalău faci? Da. E bună școala mea? Da, să știi că chiar da. Ăștia care acum au avut bacul, au luat bacul? Da, ce știi de la... proporție foarte mare. Da? Da, chiar s-a luat foarte bine. S-a luat bacul? Da? Atunci aia înseamnă că sunteți păi bine. Păi liceul la Zalău să deștepți? Păi noi avem și... Noi avem și club de robotică la liceu. Serios? Da. Au fost acum ceva... A fost ceva băiți acum cu un concurs. De la voi a fost sau de la București? Nu, în America. Care a fost în America? Cred că da. De la Ploiești, parcă. Ploiești? Nu, noi suntem printre... Gen, echipa noastră printre primele fond... din primele generații. Din da? Al doilea sezon de când s-a început cu FTC, așa se numește, First Tech Challenge. Da? Pe luna la voi erau cu biciclete în alea performate. Nu, noi știu că niște băieți de la noi am inventat sau ceva de genul un rulment pe magneți. Da? Da, era știre. Bravo! Și facultatea unde vreți să mergi? La București. București? Pentru că doar acolo e inginerie aerospațială, doar la București. Serios? Da. Deci nu mai avem în altă parte? Nu, în România nu. Poate în Anglia. Să știi engheză. Da, până la bun, dacă o să ajungi departe, să rămâi în România. Că avem nevoie să facem contra ori în partea, ori în partea. Să ne apărăm țara, că ăștia te acoperă. Să da. Facem ceva cu ăsta, cu scutul de vesel. Nu, cu scutul de la, cu ăla de la turnul Măgurele, nu? Cu laserul ăla. Laserul, nu știu. Așa mă zic, e cel mai tare laser din lume. Așa, am auzit, nu știu. Eu nu știu că România ar fi, dar... Hai, dar românii sunt oameni deștepți. Noi suntem, să zic așa, eu am întâlnit foarte mulți români, dar top. Deci nu, cu românul pot discuta orice, dar cu străinul, două, trei vorbe și gata, nu mai ce să vorbim. Deci românul e top. Nu, bine, deci s-a plăcut în general, la concert. Da. Mai merg la anul? Da. Te mai duci? Nu vreau să vreau cu abilet, dar nu sunt sigur că dacă vreau acum să vreau... Eu duc să vii la Atos, părerea mea. Unde? Ah, la Atos. Da. E mai tare concertul că e sub de mâncare gratis. Dacă se dea ceva, ne vor să ceva mâncare, un mix sau... Și da, ceva fost, gratis. Au fost, da, promoții. Eu am câștigat, de exemplu, 3 promoții. Gen, nu, de exemplu, dacă s-a pus ceva, nu știu, pe o masă și puteai să ciugulești de pe ea. Ai pe voie? Da, era de la Tuc. Sau mâncare de gust. Da, cei de la Tuc, cei de la... Și cu bakerul să aveau... Erau gratis? Adică da, gratis, mâncare de gust? Da, a nevărsit. Da, la nevărsit. Dar la ăsta la Beach Please doar dacă îți cumpărai sau așa, de exemplu. Bine, da, și... e Shelly acolo și... e din Oltenia, așa. Trebuie să câștige. Am câștigat 3 tricouri de la Vagabond, care sunt cu base. Le-ai câștigat? Da. Zumari? Negre? Da. Am primit o dată unul. Ce mări mai câștigat? Păi, mi-a luat mărima mea, că... Aaa, deci ai câștigat după cum vroiai tu? Păi nu, că le-am ales, gen. Serios? Da. Te-ți alegi? Era aleatoriu, trebuie să mergi cu un bon cum că ai cumpărat o bere. Wow. Și scria, că duceai codul și era random ce dădea, îți dădea o rofuză. Au fost mulți minori la concert. Da, au fost foarte mulți minori. Au fost? Mai ales la Bici, dar și la Neversea. Pe acolo o zis ăsta,
Că bagă și de la 15, nu? De la 14. De la 14 ai voie... Cu un părinte. Nu, de la 15 ai voie fără părinte, foarte. Da. Și cred că a fost la greu. Da, au fost mulți părinți. Părinți. Mulți părinți? Au fost și mulți părinți. Da, chiar da. Ah. Dar nu au fost probleme, nu? Grave. Numai asta că s-a junghiat. A, nu murit ceva, nu? La nevărsit, dar la biscuit, nu știu. La nevărsit, adică s-au mai bătut de nu așa de rău. Mă ușor. Și nici la biscuit, numai la Travis știu să fii bătut așa. Au fost maghiari, maghiari au fost. Nu știu, chiar n-am auzit. Nu? Nu s-au auzit în maghiari, mai în engleză? Deci bine, șobin au fost. Eu mai fost. Pista, șobin. Ruși? Da, ruși, ucraineni. Chinezi, africani au fost? Țigani știu că au fost, dar africani. Da, da. Adică nu din Africa, erau afroamericani. Negri. Da. Dar erau din Franța, din... Serios? Vorbeau franceze în Franța? Da, vorbeau franceze. Tu, la barman, cred că ai vorbit în engleză, nu? Cu cei mai mulți? Nu, chiar n-am băut așa de mult care să vorbesc în engleză. Nu? Nu. Dar care pe noi vorbeam cu ei în engleză, cred că. Adică, că trebuie să știi măcar de engleză, nu? Da. Ca barman, care atât așa să-ți duci alea pe mâini. Alea nu e problemă. Păi alea, ei mai mult l-au scotat și eu scotat. Mai lucru, dar... La barman, trebuie să faci copil. Atâta? Da. Serios? Da, sunt multe și trebuie să știi. Care e cel mai tare cocktail? Este unul care, e... dacă îi dai gropă, ești mort? Păi, cocktailuri care se fac doar cu alcool, adică nu pui suc în ele, doar cu bere și... Serios? Zice, da. Și nu ți-e rău, nu te ia în vomită? Nu știu, noi n-am avut așa ceva cu asta. Tu nu bei? Doar faci. Depinde. Deci nu este unul să dai gropă și pe aia să te duci. Da, aia, sunt. Sunt? La nevărsit nu, n-am avut, dar sunt, există. N-ați avut voie, nu? Nu, n-am, păi nu, am, nu l-am dat. Nu, nu exista în meniu. Ah, e super. Era periculos. Păi, de seama că dacă a fost și sare, așa, și bei un din ăla, cred că... Da, ideea da. Că se pune... Când te întâmplă, da, după aia. Se pune whisky sau un rum foarte tare care are vreo 80 de grade într-un pahar, se pune într-o parte de shot, se pune invers, se întoarce. Și cel mai bun care e cocktail, că eu n-am pus așa. Mă caz să știu și dacă vreau să îmi dă cineva o să te car să cer. Păi depinde, dacă eu de ce depinde de cum e mai ușor, cu ce să fie. Zi tu, zi ce-ți place. Eu cel mai mult pe Hugo, e foarte simplu, are în el... Trebuie? Sirop de, cum se numește, de, nu, de soc. Soc? Da, șampanie și apă minerală, mentă și lime, atât. Serios? Da, și foarte bun. Hugo? Da. Bun, să știu. Sau mojito, dar mojito făcut bine, dacă nu ți-l face bine, n-a. Dar mojito are mentă, nu? Lămâie, verde? Mentă, lămâie, rom și... Rom? Bagă rom? Ah. Da, la mojito, da. Serios? Și Sprite, asemănăm. Sprite? Da, sau se vrea. Am, dacă bagă Sprite, hai mai e dulce, e așa. Te-ai băut ceva? Poate? Când? Acum, când ai fost? Nu. Ah. Dar am cheltuit, cred că un milion, dar n-am. Da. Da, deci tura viitoare știi, Hugo. Altul nu mai e. Ceva cu zmeură, nu este? Ba, mie da. Îmi place zmeură. Raspberry gin. Este? Da. Ăla ce are? Gin, gin apă tonică și raspberry. Gin sirop de raspberry. De zmeură. Apă minerală nu are? Apă, are apă tonică? Nu, no, bine, deci... Vrei gin sau tu? Raspberry gin. Raspberry gin. Bine, mersi. Mulțumesc. Ce să zic? Spor la anul, la BAC. Mersi frumos. Ți-ai BAC-ul? Aleu, n-are. Și te aștept Latos. Bine? Da, nu poate să fie. O să-ți placă, e ceva... Ultima a fost. E ceva... Să vezi acolo antoltul de iarnă. Să vezi ce e acolo. Cântă călugărea, mamă, îți face părul măciucă pe tine. Și te sunt la final fericit. E masă gratis, my friend. Sală masă gratis, a doua zi masă gratis. Două mese gratis. Vin gratis. Bere gratis. Ce sunt mai... Post Crăciun, n-are rost. Ăștia Shelly cu echipa lui. Scam de mâna a doua. Bine, salutare!